O să vorbim și despre Poesis Internațional, nu știu dacă o să o prezentăm, dar o aveți aici și putem să aducem vorba și despre ea. Evenimentul central al acestei după-amieze, mă rog, înserări, este lectura a doi prozatori care cred eu că vă vor prinde și vă vor ține pentru câteva zeci de minute. E vorba despre Oni Migean și de Ovidiu Baron. Pe Ovidiu probabil că cei mai mulți îl cunoașteți, este sibian și, în fine, să spun două vorbe și despre Institutul Blecher. Este un club de lectură pe care eu l-am inițiat în septembrie trecut la București, ca o posibilă alternativă. De fapt, nu era nicio alternativă, că nu mai exista nimic altceva. În fine, am vrut să construiesc ceva în sensul animării puțin a spiritului combativ care se poate naște în jurul unor lecturi, dar și să-i aduc pe scriitori cât mai buni din toată țara la București. Cu timpul am început eu să duc, să plimb Institutul Blecher prin țară, fiindcă sunt destule locuri în care nu se întâmplă mare lucru, orașe în care sunt scriitori și prieteni minunați, și am ajuns și la Sibiu. Și sunt foarte, foarte bucuros că sunt aici. Calitatea mea nu e de anfitrion și eu mă simt un invitat, cel de-al treilea invitat al acestei serii. Institutul Blecher are o formulă care amestecă cumva formula tradițională a unui cenaclu, în sensul că se citește și apoi se vorbește despre textele citite, dar în seara asta lucrurile vor sta puțin altfel, fiindcă avem de-a face cu prezentarea unei cărți care a apărut deja de ceva săptămâni, poate chiar luni, Rădăcina de Buc sau a lui Oni Migean, pe care o vom prezenta, despre care vom vorbi și din care autorul ne va citi un fragment, cât mai consistent, sper eu. Aici nu cred că vor fi, dar consistentă e toată cartea, da. Aici nu cred că vor fi foarte multe lucruri de spus, în afară de cele pe care vânjoșii și bine instruiții critici aici prezenți și le-au pregătit de acasică. Dar sunt sigur că la Ovidiu Baron, care este încă un tânăr prozator, care cred eu că are nevoie de feedback și de un răspuns din partea cititorilor, eu m-aș bucura să existe comentarii și să existe un dialog. Vom vorbi după lecturi despre carte și despre altele lucruri care mă interesează. O să-l rog